Astăzi vă spun de ce Windows Vista a fost un eșec. Windows Vista, lansat în 2006, a fost un sistem de operare foarte așteptat, dar s-a dovedit a fi unul dintre cele mai mari șecuri ale Microsoft. Deși avea ambiții mari și promitea multe îmbunătățiri, Vista s-a confruntat cu numeroase probleme, determinându-i pe mulți să fie dezamăgiți și să se întoarcă înapoi la XP. Una dintre principalele probleme ale Windows Vista au fost cerințele sale mari de sistem. Multe calculatoare mai vechi nu îndeplineau cerințele minime, și ce a dus la o experiență lentă și frustrantă pentru utilizatori. În contrast cu predecesorii, predecesorul său, Windows XP, care funcționa destul de bine pe o gamă largă de hardware, Vista a devenit rapid sinonim cu nevoia de a investi în hardware nou pentru a-l putea rula decent. Pe lângă cerințele mari de sistem, compatibilitatea software a fost o altă mare problemă pentru Vista. Multe programe populare și drivere nu erau compatibile cu noul sistem de operare, ceea ce a făcut ca utilizatorii să se confrunte cu erori și probleme de funcționare. Această incompatibilitate a generat multă frustrare și a dus la un sentiment general de nesiguranță cu privire la calitatea sistemului de operare. Un alt aspect negativ al Windows Vista a fost stabilitatea redusă. Infama eroare Blue Screen of Death apărea mai des decât orice altceva. Multe persoane s-au confruntat cu ea și cu blocări ale sistemului de operare. O altă caracteristică pe care Microsoft a introdus-o în vista a fost User Account Control, care a avut scopul de a spori securitatea. Cu toate astea, interfața invazivă și numeroasele notificări pentru aprobarea diverselor acțiuni au fost percepute ca fiind deranjante și inutile pentru mulți utilizatori, care au dus la obișnuința de a dezactiva User Account Control, în cele din urmă afectând obiectivul inițial al acestei funcții. Cu toate că Windows Vista a fost un eșec, Microsoft a învățat lecții importante din această experiență. Cu lansarea ulterioară Windows 7 și mai târziu a Windows 10, a reușit să ofere sisteme de operare mai stabile, mai prietenoase și mai compatibile cu hardware-ul și software-ul existent. Experiența neplăcută cu Windows Vista a fost un punct de cotitură important pentru îmbunătățirea calității și reputației ulterioare a sistemelor de operare de la Microsoft.